Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul nostru! Azi vom pregăti pui umplut cu ciuperci la cuptor. Pentru pregătirea acestei rețete avem nevoie de următoarele ingrediente. Un pui de aproximativ 2 kg, 2 linguri de unt, 5 cartofi, 4 morcovi tăiați în felii, 400 de grame de ciupești tăiate julien, 3 ardei tăiați julien, 3 roșii tăiate cubulețe, o ceapă mare tăiată mărunt, pătrunjel, piper, rozmarin, busuioc, apă, lămâie, sare, ulei și 3 căței de usturoi. Vom începe prin a prepara umplutura pentru pui. Vom pune aproximativ 4 linguri de ulei într-o tigaie. Punem ceapa la călit. Apoi vom adăuga ciupercile și lăsăm să se călească puțin. După ce s-au călit ciupercile, adăugăm usturoiul și condimentăm cu piper, busuioc, rozmarin, după gustul fiecăruia. După ce am spălat bine puiul, îl condimentăm după gust cu sare, piper, busuioc, rozmarin. Apoi îl lungem cu unt pe toate părțile. Am terminat de umplut puiul cu ciupercile și o jumătate de lămâie, după care am prins cu scobitor pentru a fi sigur că nu iese umplutura. Am așezat puiul într-o tavă, am turnat un pahar de apă și am introdus în cuptorul încins la 200 de grade pentru 35 de minute. Nu uitați să mai verificați din când în când. Între timp vom condimenta cartofii și morcovii după gust. Vom pune și un pic de ulei de măsline. Cele 35 de minute au trecut, am scos puiul și vom pune în tavă cartofii, morcovii și ardeiul. Apoi vom introduce din nou puiul la cuptor pentru 25 de minute la 180 de grade. Când cele 25 de minute au trecut, scoatem puiul din nou pentru a pune roșiile și lămâia. După care îl mai lăsăm la cuptor pentru 15 minute la rumenit.
Am scos steaua din cuptor și lăsăm 15 minute să se odihnească. Niciodată nu servesc cu o friptură direct din cuptor. Carnea friptă are nevoie de un timp de odihnă, timp în care se relaxează fibrele și revin sucurile în ea. Am gustat puiul și este foarte, foarte delicios. Vă mulțumim pentru vizualizare. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să ne ajutați cu un like și un share. Ciao, vă pup!